Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universității Valahia împreună cu Societatea de Robotică din România a organizat astăzi la Târgoviște cea de-a 8-a ediție a concursului Roboți în Acțiune. Ne aflăm la 8-a ediție a concursului profesional studențesc Roboți în Acțiune, o manifestare organizată de noi, Facultatea noastră de Inginerie Electrică, împreună cu Societatea de Robotică din România. Este un concurs, așa cum am spus, organizat a 8-a oară. Avem o serie de 11 aplicații. Aplicații nu neapărat pe zona de mecatronică și robotică, cum este dedicat concursul în sine. Aplicații orientat și pe ceva automatică și pe tehnologia informației și pe elemente inginerești ce sunt. Ne bucurăm că alături de noi au venit atât cadre didactice, atât studenți, mă refer la vizitatori, cât și reprezentanții ai mediului economic. Da? Și încet, încet, uite că acest concurs începe să fie cunoscut atât în zona noastră sau în regiunea noastră, cât și în afară. Și spun asta pentru că noi deja am avansat față de anul trecut. Avem și noi o transmisiune live acum realizată cu 5 webcam-uri și am semnale că suntem văzuți și în țările din Europa. N-am trecut oceanul deocamdată, dar sunt universități din Franța, sunt universități din România care se uită la noi în acest moment, pentru că na, și colegii noștri de la alte societăți de robotică, din România sunt la curent cu ceea ce facem noi acum aici la Târgoviște. Studenții care au participat au prezentat în total 11 aplicații, unele dintre acestea fiind realizate în premieră în orașul nostru. Un robot exploră controlat prin Bluetooth sau prin laptop sau de pe telefon. Are un sonar, măsoară distanțele, funcționează până la 10 metri, fiind controlat prin Bluetooth, nu are rază mare de acțiune. Intenționez să-i pun un model de transmisie până la 2 km și o cameră IP. Un sistem de securitate, pot să zic. Avem anumite senzori în anumite anexe. Ei detectează în timp real, salvează în baza date valorile lor. Aplicația este făcută pe o platformă ASP.NET, este pe web, deci poate fi accesată fiind pusă pe un router, poate fi accesată pe un server, poate fi accesată de oriunde, de la distanță, și avea control asupra componentelor. Ca o mică demonstrație am făcut panoul de LED-uri, în cadrul aplicației se pot stinge și aprinde LED-urile. Fiind proiectul de licență, m-am apucat cam acum o lună, auzind și este organizat un concurs, am avansat, deci până în momentul de față să zic o lună.